Iisus, salve minimile! Ave, Mare Domn! Praznicul înălțării Sfintei și de Viață Făcătoare Cruci reprezintă pentru comunitatea creștinilor din Vălăvăț o piatră de temelie pentru toate încercările, mai ales încercările care au fost în cursul acestui an. Pentru că dacă la începutul anului lucrurile se așezaseră un pic, în decursul timpului a început această nebunie a pandemiei, apoi boala în al preasfințitului părinte Pimen, arhiepiscopul Sucevei, trecerul la cele veșnice, toate acestea au marcat într-un fel viața Bisericii Ortodoxe din Bucovina. Iar noi resimțim, cei din Vălăvăț, resimțim lipsa în al preasfințitului mai mult la aceste zile îndătinate de slujirea aleluia aici la Vălăvăț. Pentru că de cursul vremii în al preasfințitul slujea la Vălăvăț cu bucurie, aducându-și aminte pe de o parte de ceea ce reprezintă Biserica Vălăvățului, Biserica Ștefaniană, al cărei hram îl prăznim noi astăzi, dar și de ceea ce reprezintă comunitatea creștinilor din Vălăvăț pentru viața bisericii din Bucovina. Pentru că Vălăvățul a fost un sat, este un sat de două ori voievodal, prin Ștefan Voievod și prin Bogdan. Este un sat voievodal prin Dragoș, pentru că prima biserică a Moldovei a fost dusă de slăvitul voievod de aici, la Putna, dar a rămas un sat voievodal prin oamenii care în decursul vremii s-au născut aici, oameni care au marcat într-un fel sau altul viața Bucovinei. De aceea, sărbătoarea înălțării cinstitești de viață Făcătoare Cruci pentru cei din Vălăvăț este un moment în care ne aducem aminte de cei ce au trecut și avem curajul de a privi spre viitor, pentru că indiferent de ce și cum se întâmplă, noi știm ai cui suntem, noi știm cum credem, iar crucea nu este altceva decât semnul de viață dătător care ne amintește că nu suntem trăitori doar ai acestui pământ, ci ne pregătim să fim trăitori ai vieții cele veșnice în împărăția lui Dumnezeu. Ziua de 14 septembrie pentru Comuna Vălăvăț are o dublă însemnătate. În primul rând este hramul Bisericii Înălțarea Sfintei Cruci. Al doilea rând este o zi de mare sărbătoare, Ziua Crucii. Tot poporul din Comuna Vălăvăț, cu micul mare, de dimineață s-au pornit pe ulițele satului spre biserică, unde au ascultat sfânta slujbă oficiată de preacucernicii părinți. Pe această cale vreau să le mulțumesc din suflet pentru frumoasa slujbă oficiată. Cum sărbătoresc de obicei localnicii hramul bisericii? De obicei, pe 14 septembrie venim la biserică îmbrăcați în port național și după aceea astăzi este zi de post și se mănâncă de post, toată lumea ține post. Este o tradiție să veniți în port popular la biserică sau veniți doar la sărbătorile mai mari? Este o tradiție. De obicei este o tradiție, venim în port național, ne bucurăm să venim, să ne îmbrăcăm așa. De obicei sărbătorim, prima dată venim la Sfânta Liturghie și apoi, astăzi fiind zi de post, sărbătorim cu mâncare de post. De mâine, de obicei, era pe toloac. Acum, datorită faptului că este pandemia, nu o să fie. Am văzut că atât dumneavoastră cât și fiul dumneavoastră, presupun că este, sunteți îmbrăcați în port popular. Îl purtați cu mândrie? Da, cu mândrie, de la părinții, bunicii noștri, străbunicii noștri. Îi veți însufla și băiețelului dumneavoastră? Sigur, cu mare drag. Sărbătoarea Sfintei Cruci pe cer, când împăratul Constantin i s-a arătat semnul Sfintei Cruci pe cer. Și de atunci se pomenește și sărbătoarea satului în hramul bisericii. Și cum sărbătoresc de obicei localnicii hramul? Ziua e de post, e de rugăciune, cu haine populare, venim la biserică. Am observat că majoritatea localnicilor sunt îmbrăcați în port popular. Este o tradiție sau doar la sărbătorile mai mari se mai păstrează? E o tradiție la noi și la sărbătorile mari și duminicile. Am avut mângâierea de a petrece împreună și sărbătoarea
închinată mânșii noastre, a mânșii îndurărilor, a preasfinte născătoare de Dumnezeu, și fiecare dintre noi ne-am simțit mângâiați numai prin faptul că Dumnezeu s-a îndurat de noi ca de smochinul cel neroditor și ne-a mai lăsat să trăim împreună bucuria Sfintei Liturghii într-o zi slăvită, închinată prea Sfinte Născătoare de Dumnezeu. Pace tuturor și Duhul lui tău. Să ne iubim unii pe alții, ca într-o când să mărturisim.